Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre cliticul reflexiv în acuzativ și anume despre rolul lui ca un complement direct. Dar mai întâi, cum definim conceptul de clitic? Îți mai aduce aminte ce înseamnă clitic? Păi, clitic înseamnă formă neaccentuată a pronumelui personal și a celui reflexiv. Acest clitic poate fi legat fonetic și grafic de cuvintele suport. Iată cliticele reflexive în acuzativ. Da? Dar aici am adăugat pentru lămurirea noastră și formele accentuate. Da? Le-am adăugat pe cele ale pronumelui împrumutate, de fapt, de la pronumele personal, da? La persoana întâi și a doua, și formele proprii pentru persoana a treia. Iată aici avem aceste clitice. Da? Ce nu, să nu uiți că pronumele reflexiv are formele proprii doar la persoana a treia, ține minte, iar pentru persoana întâi și a doua împrumută forme de la pronumele personal. Hai să vedem un exemplu clar. Iată primul exemplu. Mark se prezintă ca lider al echipei de hockey și se caracterizează ca tot știutor. Matei te prezintă ca lider al echipei de hockey și te caracterizează ca tot știutor. Ce vom face prima dată? În primul rând, trebuie să identifici foarte clar pronumele. Da? În cazul nostru, sunt foarte ușor de recunoscut. Se sunt forme proprii ale pronumelui reflexiv. Da? În cazul acuzativ nu putem să facem confuzie între dativ și acuzativ. Te este pronume și vom vedea imediat de care în acuzativ. Da? În ambele situații. Bun, ce facem? Ne aducem aminte că în momentul în care avem un pronume reflexiv împrumutat de la pronumele personal, trebuie să verificăm dacă acest pronume are același număr și aceeași persoană cu verbul. În cazul nostru, te are persoana a doua, dar verbul prezintă are ca persoană persoana a treia. Da? Și iată, în această situație, deși am fi zis că te, da, poate să fie pronume reflexiv, în cazul acesta nu este, pentru că el nu are aceeași persoană și număr cu verbul și, bineînțeles, nu există nicio identitate, da, alături de subiect. Hai să mergem mai departe să vedem. Un exercițiu de rezolvat. Nu știu ce să zic. Voi putea oare să rezolv? Cu siguranță că da, mai ales că știm deja care sunt formele proprii ale pronumelui reflexiv, cum facem diferența între pronume personal și reflexiv, și iată exercițiul meu. Identifică pronumele reflexive cu rol de complement direct. Nu o să-ți arăt care sunt pașii de rezolvat, dar îți dau un indiciu. Nu uita că rolul de complement direct poate fi îndeplinit de părți de vorbire care sunt în acuzativ. De asemenea, complementul direct răspunde la întrebările pe cine sau ce. Și hai să mergem la treabă. M-am gândit că ar fi nevoie de 10 minute. Bineînțeles, poți să oprești înregistrarea și apoi, când simți că ai terminat, să-i dai drumul.
Eu îți voi da exemplele și de aici te rog să oprești înregistrarea. În momentul în care simți că ai terminat, poți să reiei și să vezi rezolvarea. Un sfat ar fi să fii atent, pentru că nu toate pronumele sunt reflexive și nu toate pronumele au rol de complement direct. Da? Deci trebuie să fie pronume reflexive și să aibă rol de complement direct. Bun, gata, mergem la treabă, iar eu în continuare îți voi arăta rezolvarea. Iată rezolvarea. Mark se cunoaște foarte bine. În cazul acesta am spus că se este complement direct. De ce? Pentru că a acceptat dublarea printr-o formă accentuată de reflexiv pe sine. Da? Iată dublarea aceasta. Observ că se, știu sigur că este formă proprie de reflexiv. Da? Răspunde la întrebarea pe cine. Este foarte bine. Mergem mai departe. Dan mă laudă mereu în fața prietenilor lui. L-am identificat pe mă. Doar că observ aici că nu există coincidență, mă este persoana întâi, iar laudă este persoana a treia. Deci mă e pronume reflexiv, nu este un pronume, este un pronume personal. Vai, ce prostie am zis. Nu este pronume reflexiv, e pronume personal, nu reflexiv și nu mă interesează funcția lui sintactică. Da? El nu va avea, va avea rol de complement direct, dar este pronume personal. Eu le voiam doar pe cele reflexive. Ana Maria se subestimează, ea are nevoie mereu de încurajări. Se, bineînțeles, este pronume reflexiv și se subestimează pe sine. Și din nou am putut să dublez, are poziție sintactică, are rol de complement direct. Pe cine? Pe sine. Noi vă apreciem foarte mult eforturile. Foarte bine. Iată pronumele, cliticul. Observăm că este persoana a doua. Dar apreciem este persoana întâi. Deci el va fi pronume personal, bineînțeles complement direct ca și cel de mai sus, dar nu intră în rezolvarea noastră. Problemele la matematică se rezolvă singure. Îl avem pe se. Ce s-a întâmplat în situația aceasta? Dacă ne uităm cu atenție, nu putem să dublăm printr-o formă accentuată. Nu putem să spunem că problemele la matematică se rezolvă repede pe sine. În cazul acesta, ele sunt, acest se nu mai are funcție sintactică, da? Aici va fi o exprimare a unei forme de reflexiv pasiv. Se rezolvă repede de către elevi. Deci se nu are funcție sintactică. Da? Nu l-am putut dubla. Mai departe, notele se dau de către profesorul vostru. Iată, aici este mult mai clar. Se, într-adevăr, este pronume reflexiv, da? Însă, în situația aceasta, de către profesorul îmi sugerează faptul că pronumele meu face parte dintr-o construcție reflexiv-pasivă și iarăși nu are funcție sintactică. Să știi că erau câteva capcane în acest exercițiu. Iată ce este de reținut. În primul rând, să ținem minte următorul lucru, faptul că pronumerele reflexiv, da, ca să aibă funcția sintactică de complement direct, da, este important, da, deci pronumele reflexiv, da, se poate substitui sau se poate înlocui
cu altă formă de pronume. De pronume. În același caz. În același caz. Bun. De asemenea, ca să fie complement direct, da, trebuie să spunem că acest clitic, da, acest pronumele reflexiv, se poate dubla printr-o formă accentuată de reflexiv da? Deci printr-o formă accentuată de reflexiv sau de personal în acuzativ. E foarte important acest lucru. Da? Și bineînțeles, trebuie să funcționeze ca pronume, da? Să fie un complement al verbului, iar subiectul și subiectul subînțeles să fie identice referențial, trimițând la aceeași persoană din realitate. Foarte important să știm că verbul nu va include și forma reflexivă în categoria lui. Este important să ții minte aceste aspecte și să-ți dai seama când pronumele reflexiv are sau nu funcția sintactică de complement direct. Deci îl pot înlocui, îl pot dubla. Atenție mare, discutăm aici de clitic reflexiv și nu de celelalte pronume personale. Deci trebuie să facem diferențe între ele. Îți mulțumesc pentru atenție. Iată bibliografia dacă ai nevoie de întrebări suplimentare și, bineînțeles, ne auzim și revedem la o nouă lecție.